Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre ordinea operațiilor. Ordinea operațiilor este un set de reguli care ne spune ce operații să facem mai întâi. Te putea întreba de ce avem nevoie de reguli care să ne spună ce operații să facem mai întâi. De ce nu le putem face în ce ordine dorim noi? Să zicem că dăm aceeași problemă la două persoane. 3 plus 4 ori 6. Dacă fac întâi adunarea, 3 plus 4 egal 7, apoi fac înmulțirea, 7 ori 6 egal 42. Dacă fac întâi înmulțirea, 4 ori 6 egal 24, apoi fac adunarea, 3 plus 24 egal 27. Care este răspunsul corect? În niciuna din variante nu s-a greșit la calcule, doar că operațiile au fost făcute în ordine diferită și rezultatele sunt diferite. Matematica ar fi foarte derutantă dacă am avea răspunsuri diferite la aceeași problemă. Pentru a lămuri această situație, au fost introduse regulile ordinii operațiilor. Dacă facem operațiile în aceeași ordine, toți vom obține același rezultat. Să vedem care sunt aceste reguli. 1. Facem operațiile din paranteze și acolade. 2. Facem ridicări la putere sau exponenți. 3. Facem înmulțirile și împărțirile. 4. Facem adunările și scăderile. Acum să privim cu atenție fiecare etapă. Prima regulă este să facem mai întâi operațiile din paranteze și acolade. Parantezele rotunde, parantezele pătrate și acoladele sunt simboluri care ne indică gruparea unor elemente sau operații. Ceea ce este în interiorul lor formează un grup. Să vedem un exercițiu. Avem 3 numere și 2 operații. 2 dintre numere și semnul unei operații se află în paranteză. Deci regula spune că de ele trebuie să ne ocupăm mai întâi. Paranteză 2 plus 4 egal 6. Deci după ce am rezolvat paranteza, exercițiul nostru devine 5 ori 6 egal 30. Dar dacă am avea mai multe paranteze de același fel? Ei bine, nu contează în ce ordine rezolvăm interiorul parantezelor de același fel. De exemplu, paranteză 5 ori 6 minus paranteză 2 plus 4. Trebuie doar să rezolvăm ce este în interiorul parantezelor înainte de a rezolva ce este în afara lor. Primul grup. Paranteză 5 ori 6 egal 30. Al doilea grup. Paranteză 2 plus 4 egal 6. Acum putem face ultima operație. Scăderea celor două grupuri. 30 minus 6 egal 24. Următoarele în ordine operațiilor sunt ridicările la putere sau exponenți. Ridicarea la putere este un mod de a scrie înmulțirea repetată. De exemplu, 6 ori 6 este egal cu 6 la puterea a doua. 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5 este egal cu 5 la puterea a șasea. Numărul mai mic se numește putere sau exponent și ne spune de câte ori să înmulțim numărul mai mare. Deci dacă avem exercițiul 2 ori 4 la puterea a doua, ridicăm întâi la putere, apoi facem înmulțirea. 4 la puterea a doua egal cu 4 ori 4 egal 16, apoi 2 ori 16 egal 32. Dar dacă numărul ridicat la putere se află în interiorul unei paranteze, paranteză 2 ori 4 la puterea a doua plus 5. Rezolvăm mai întâi exercițiul din paranteze. 4 la puterea a doua egal cu 4 ori 4 egal cu 16. Paranteză 2 ori 16 este egal cu 32. 32 plus 5 egal 37.
Ultimele două reguli ne spun că trebuie să facem înmulțirea și împărțirea înainte de adunare și scădere. Să ne întoarcem la exercițiul de la începutul filmului nostru. 3 plus 4 ori 6. Acum știm că trebuie să facem întâi înmulțirea. 4 ori 6 egal 24. Apoi adunarea. 3 plus 24 egal 27. Să mai încercăm un alt exercițiu. 15 minus 8 împărțit la 2. Împărțirea are prioritate. Deci întâi calculăm 8 împărțit la 2 egal 4. Apoi facem scăderea. 15 minus 4 egal 11. Acum că ne-am lămurit cu ordinea operațiilor, să vedem cum rezolvăm următorul exercițiu. 60 împărțit la 3 înmulțit cu 2. Ce facem mai întâi? Împărțirea sau înmulțirea? Ambele au aceeași prioritate în ordinea operațiilor. Aici avem nevoie de o nouă regulă. Operațiile de aceeași valoare se rezolvă de la stânga la dreapta, adică în ordinea în care apar în exercițiu. 60 împărțit la 3 este egal cu 20. 20 ori 2 egal cu 40. Dacă le-am face invers de la dreapta la stânga în ordinea greșită, am obține un rezultat greșit. 3 ori 2 egal 6. 60 împărțit la 6 egal 10. Deci ordinea este importantă. Când aveți un exercițiu cu mai multe înmulțiri și împărțiri sau mai multe adunări și scăderi, nu uitați să le rezolvați de la stânga la dreapta. Să recapitulăm ordinea operațiilor. 1. Facem operațiile din paranteze și acolade. 2. Facem ridicările la putere sau exponenți. 3. Facem înmulțirile și împărțirile de la stânga la dreapta. 4. Facem adunările și scăderile de la stânga la dreapta. Succes! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!